Un strigă disperat de ajutor vine de la Constanța din partea oamenilor care și-au pierdut locuințele în blocul ars din Temelii acum o săptămână. Majoritatea nu aveau și bunurile asigurate. Au pierdut munca de o viață, iar acum trebuie să o ia de la capăt și nu mai au cu ce. Vorbim de 158 de familii. Avem nevoie de ajutor. Chiar avem nevoie de ajutorul vostru. Pentru că a reconstrui acest bloc este greu și ne depășește puterea noastră. Ruina fumată care se numește bloc de locuit. Oamenii încearcă să-și refacă viețile distruse. Sunt destine negrite de fumul care a rămas în urmă și cărora le este dificil să o ia din nou de la capăt. Oamenii au ajuns la capătul puterilor. Sunt și acum apartamente în care nu s-a intrat încă. Cărămida este explodată, trebuie să dărâmăm toți pereții apartamentului, inclusiv peretele dormitorului care s-a deplasat de la stâlpii de rezistență. Firmele de asigurări au început să evalueze pagubele, dar în cele mai multe din cazuri despăgubirile vor fi doar pentru imobil, nu și pentru bunurile făcute scrum. Aici va trebui noi să-i ajutăm în ce fel putem, pentru că dânșii nu vor beneficia de nicio sumă de bani de la firmele de asigurări. Cele mai multe apartamente au asigurare, însă proprietarii nu au mai încheiat o poliță și pentru bunuri. Instalația de gaz a fost topită, televizoarele au explodat, mobila este arsă în multe dintre locuințe, iar aparatele electrocasnice sunt bune doar de aruncat. Ar fi nevoie ca oamenii să aibă din nou apă, gaze și electricitate, dar mai întâi trebuie reparate instalațiile. Prioritatea în acest moment sunt utilitățile. Apa, gazele și curentul. Și deocamdată doar rețeaua de apă a fost reabilitată și nici aceea integral. Mai e mult până când oamenii se pot întoarce ca să-și curețe locuințele și de-abia apoi să se mute în ele. Trăim toți. N-a murit nimeni și cred că anul acesta miracolul de Crăciun este asta. Că trăim toți. Și faptul că putem, după ce ne vom reveni și după ce vor trece aceste momente, să ne regăsim aici împreună în casele noastre. Vă rugăm frumos să ne ajutați. Chiar avem nevoie de ajutor. Toți. Sunt vecini care au zis că nu mai se vor întoarce. Chiar avem doi vecini scară la noi care au zis că ei nu mai abandonează apartamentul. Nu știm ce se va întâmpla cu ei. 13 familii s-au mutat până în această oră în apartamentele puse la dispoziție de autorități. Restul stau la rude și prieteni. Cei care vor să ajute locatarii pot dona în contul deschis la Banca Transilvania, afișat acum pe ecran. Contul bancar este deschis pe numele Asociației de Proprietari Prelungirea Sergent Nicolae Grindeanu, numărul 6.